Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor, iar astăzi, în cadrul capitolului Organizarea sistemului nervos la om, vom clasifica sistemul nervos. Sistemul nervos, împreună cu sistemul endocrin, reglează majoritatea funcțiilor organismului. Sistemul nervos recepționează, transmite și integrează informațiile din mediul extern și intern, pe baza cărora elaborează răspunsuri adecvate motorii și secretorii. Prin funcția reflexă care stă la baza activității sale, sistemul nervos contribuie la realizarea unității funcționale a organismului și a echilibrului dintre organism și mediul înconjurător. Sistemul nervos este unitar ca structură și funcție și poate fi clasificat din punct de vedere al localizării și din punct de vedere funcțional. Din punct de vedere al localizării, respectiv din punct de vedere topografic, sistemul nervos poate fi sistem nervos central, prescurtat SNC, și sistem nervos periferic, prescurtat SNP. Sistemul nervos central, numit și ax cerebrospinal sau nevrax, este format din măduva spinării, adăpostită în canalul vertebral, și din encefal, adăpostit în cutia craniană. Encefalul este format din trunchi cerebral, cerebel, diencefal și emisfere cerebrale. Organele sistemului nervos central, respectiv organele nevraxului, sunt învelite de sistemul meningeal, format din trei membrane, care de la exterior spre interior sunt dura mater, arahnoida și pia mater. Între arahnoidă și pia mater există un spațiu mai larg în care se găsește lichidul cefalorahidian cu rol de protecție mecanică și cu rol trofic. Sistemul nervos periferic este format din nervi și din ganglionii nervoși de pe traseul acestora. Nervii pot fi conectați cu măduva spinării și atunci se numesc nervi spinali. Nervii spinali sunt în număr de 31 de perechi. Dar există și nervi care sunt conectați cu encefalul. Ei se vor numi nervi cranieni, iar aceștia sunt în număr de 12 perechi. Prin intermediul nervilor, sistemul nervos central este conectat permanent cu receptorii și cu efectorii. Din punct de vedere funcțional, sistemul nervos poate fi sistem nervos somatic, prescurtat SNS, și sistem nervos vegetativ, prescurtat SNV. Sistemul nervos somatic, numit și al vieții de relație, asigură echilibrul organismului cu condițiile variabile ale mediului. Sistemul nervos vegetativ reglează activitatea organelor interne, numite și viscere. La rândul său, sistemul nervos vegetativ prezintă două compartimente funcționale, și anume simpaticul și parasimpaticul. Simpaticul intervine în special în situațiile neobișnuite, periculoase ale vieții, când pune în condiții optime organismul pentru fugă sau luptă. Simpaticul permite supraviețuirea organismului în condițiile variabile ale mediului, realizând inclusiv adaptarea organismului la frig. Parasimpaticul exercită acțiuni mai discrete, dar mai extinse comparativ cu simpaticul, intervenind în reglarea activității vegetative în condițiile obișnuite ale vieții.
să realizăm acum o schemă de clasificare a sistemului nervos. Sistemul nervos poate fi clasificat după două criterii. Din punct de vedere al localizării, sistemul nervos poate fi sistem nervos central, format din măduva spinării și encefal, și sistem nervos periferic, format din nervi, spinal și cranieni, și ganglionii nervoși de pe traseul acestora. Un alt criteriu este funcțional. Prin urmare, din punct de vedere funcțional, deosebim un sistem nervos somatic și un sistem nervos vegetativ. Sistemul nervos vegetativ prezintă două compartimente funcționale, și anume simpaticul și parasimpaticul.